Din bucătăriile multor făgărășeni nu lipsesc sacii menajeri, hârtia sau folia pentru copt. Filtrele de cafea și, cu siguranță, indiferent de cât de departe le-au achiziționat, mulți dintre acești oameni nu știu că sunt fabricate în Făgăraș și poate chiar vecinul sau o rudă de-a lor a muncit la ele. Povestea acestor produse nelipsite din bucătăriile noastre începe undeva la marginea orașului, pe strada Negoiu, numărul 155, într-o fabrică singura din țară care face parte dintr-un cunoscut concern austriac. Aici au găsit un loc de muncă câteva zeci de făgărășeni, iar ceea ce iese din mâinile lor ajunge în bucătării din lumea întreagă. Pentru firma lui Fix există un număr de peste 200 de produse, principal folii de aluminiu, folii stretch pentru păstrarea prospețimea alimentelor, saci menajeri, hârtie de copt, hârtie filtru cafea, caserole din aluminiu, pungile cu burgheață pe care le folosim mai ales în sezonul acesta și multe alte produse care sunt în gamele secundare în vânzările noastre. Pe fiecare din aceste grupe de produse există, de exemplu, la folie de aluminiu și folie stretch, diverse metraje de 10, 20, 30 de metri, sau avem și gamă de produse profesionale pe care le întâlniți în marile lanțuri de magazine la 150-300 de metri. Zilnic, tone de astfel de produse pleacă de la Făgăraș, se îndreaptă spre marile magazine din țară sau străinătate. Pe fiecare produs, cu litere mai mici sau mai mari, scrie Făgăraș. Astfel, numele orașului nostru ajunge să fie cunoscut de consumatori din lumea întreagă. Numele Făgărașului e dus foarte departe, întrucât comercializăm aceste produse în întreaga industrie de retail, întreaga piață de retail, adică în toate lanțurile mari de hipermarketuri. Nu dăm numele acestora. Motiv pentru care peste tot în țară, absolut oricine știe că aceste produse, foarte de uz casnic, de menaj, sunt produse la Făgăraș. În plus, tot în Făgăraș, o parte a vânzării noastre o reprezintă și exportul, ceea ce înseamnă că din produsele făcute aici la noi ajung o mare parte din ele și pe piața europeană, deci în alte țări, în special din Europa de Est, unde firma lui Fix are deschise filiale. Cine s-a gândit vreodată că o micuță fabrică de la marginea orașului ar putea să facă atât de mult pentru numele Făgărașului? Un oraș pe care mulți dintre cei care ar fi trebuit să o facă au uitat să-l promoveze.